Bine, v-am regăsit la horoscopul săptămânii 18-24 octombrie, o săptămână plină de evenimente. Este o săptămână cu lună plină, este o săptămână cu schimbare de zodie, cu schimbare de mers a unor planete de la retrogradare către mers direct. Sunt ceva evenimente pe rol în această săptămână ca atare. Haideți să vorbim despre săptămâna 42 din acest an. Încă de pe 18, chiar din prima zi a săptămânii, simțim un aer proaspăt în sensul că două planete încep să meargă și ele direct. Zile trecute revenise Saturn la mers direct. Săptămâna asta scăpăm de retrogradarea lui Mercur, adică luni, și a lui Jupiter, ceea ce sună foarte bine pentru că ar trebui să simțim și noi planurile mercuriene și jupiteriene că încep să mai funcționeze. Mai cresc lucrurile, mai evoluează lucrurile, mai stăm mai bine la capitolul comunicare, relaționare, ne mai merge mintea, avem mai mult curaj să începem, să reîncepem, să repunem în funcțiune diverse planuri care în ultima vreme au mers un pic anevoios. Deci încă două planete merg direct, ceea ce sună foarte bine. Vor mai rămâne retrograde Neptun și Uranus încă o vreme de acum înainte, dar față de câte planete retrograde am avut la începutul lunii, am avut 6 planete retrograde, încetul cu încetul am scăpat, iată, de Mercur, de Jupiter, de Saturn, de Pluto zilele trecute și doar ultimele două au mai rămas. 6 la începutul lunii, 2 de acum înainte e parfum. Ce se mai întâmplă interesant în săptămâna asta? Luna plină. Pe 20 octombrie avem o fază de lună plină și ca atare fiind jumătate de ciclu lunar, vă reamintesc că există pe rol acel oracol scop care se referă la intervalul dintre luna 9 din balanță până la luna 9 din scorpion, ca atare acum pe 20 este mijlocul acestui ciclu. Putem să vedem deja niște roade din ceea ce am spus eu acolo. Dacă n-ați văzut acest video, căutați-l, este undeva atașat și la acest film și la sfârșit la recomandări sau pe prima pagină a canalului de YouTube. Oracol Scop, așa se numește. Luna plină de luna asta are loc în Berbec. Adică soarele se află în balanță și luna în punctul diametral opus, deci pe 20. Acum putem să ne gândim undeva retroactiv la ultimele 6 luni din viața noastră, pentru că acum 6 luni a avut loc faza de lună 9 în Berbec. Acum luna plină, vedem roadele acelei luni noi din Berbec și luna 9 în Berbec înseamnă un nou început. Putem să privim, deci, în urmă ce s-a clădit în ultimele șase luni pentru noi, ce am început atunci, unde am ajuns, suntem mulțumiți, vedem rezultatele. Berbecul este întotdeauna un curajos, un înainte mergător, un deschizător de drumuri și acum putem vedea roadele acelui început de drum pe care l-am decis atunci, undeva prin martie-aprilie, când a avut loc luna 9 din Berbec. E un moment de încredere în noi, de curaj pentru unii. Sigur, o lună plină ne umple bateriile de energie la maximum. Deci pe 20 putem să ne bucurăm de niște rezultate. Și niște rezultate care ne măresc ego, personalitatea noastră poate străluci. Fiecare avem Berbec undeva pe hartă, unii în zona carierei, unii în zona banilor, deci poate fi un moment de plenitudine, de culegere a roadelor, de rezultate. Și care rezultate, de fapt, nu ne opresc aici, nu stăm și începem să mâncăm ce am adunat. Ne bucură și ca atare luăm rezultatul tocmai obținut și îl trimitem mai departe la etapa următoare, că se poate și mai bine de atât. Ce se mai întâmplă interesant? Schimbăm zodia și anume pe 23, adică sâmbătă, 23 octombrie, undeva dimineața, soarele iese din balanță și intră în scorpion, deci începe zodia scorpionilor, la mulți ani scorpioni, E un moment pe care îl așteptați toți. Avem Scorpion undeva pe hartă ca atare. Domeniile guvernate de Scorpion pe harta fiecăruia dintre noi urmează să se activeze. Bineînțeles, până acum au fost activate cele guvernate, mă rog, acoperite de balanță. Ca atare căutați undeva pe parcursul acestei săptămâni un articol care o să apară pe prima pagină a site-ului acvaria.com, dacă nu uitam să-i fac și o trimitere, în care vorbesc despre perioada trecerii soarelui prin Scorpion, adică să vedeți fiecare în funcție de zodia natală sau ascendentă cam pe unde trece soarele, adică unde se află Scorpionul pe harta voastră, să vedeți ce domenii sunt activate, pe ce să puneți accent, ce să energizați, să dinamizați, să faceți lucrurile să meargă acolo unde cu toții aveți Scorpionul. Sigur că Scorpionii sunt cei mai susținuți, dar, cum spuneam, toți avem undeva această zodie pe hartă. 18-24, ia să vedem ce se mai întâmplă, cam atât interesant. Mai avem o singură conjuncție, avem o conjuncție a lunii pe 21-22 octombrie. Luna se întâlnește cu Uranus în Taur, un moment de energie, de surprize, de noutăți, de eliberări, acolo unde lucrurile păreau să stagneze, pot să se miște. Oricum, o conjuncție a lunii, lunară, adică nu e o raritate, se întâmplă în fiecare lună. Dar iată, din nou, ciclic, mai primim o energie uraniană în viața noastră, care înseamnă eliberare, independență, rezolvarea unor probleme care ne țineau pe loc, curajul de a schimba ceva, curajul de a ieși dintr-o zonă de confort, niște noutăți, niște vești, niște surprize. Este singura conjuncție și un alt aspect, nu este, culmea, o perioadă foarte plină în aspecte planetare, mult mai interesante au fost perioadele anterioare, pentru că al doilea aspect care guvernează, de fapt sunt două aspecte în afară de această conjuncție a lunii, pe 19 Marte din balanță formează un trigon foarte frumos cu Jupiter din Vărsător, din nou un aspect care nu s-a mai produs de foarte multă vreme. Zic asta pentru că de foarte multă vreme n-a mai fost Jupiter în Vărsător, adică de vreo 12 ani. Deci pe 19 octombrie, Marte, o energie intensă, primește și mai multă energie de la Jupiter din Vărsător. Clar că e un moment de a lua decizii curajoase, de a lua decizii și a le și pune în aplicare, decizii de cursă lungă de viitor, cu optimism, cu entuziasm, cu tonus pozitiv, cu mult curaj. Vremea unui nou început, clar, e timpul să spunem ferm ce am decis și să punem și în aplicare. Sigur că la data respectivă voi vorbi despre acest aspect din nou. Și alt aspect, în care tot Marte este implicat, de data asta pe 22, adică vineri, tot Marte din balanță va forma o quadratură cu Pluto din Capricorn. Cu Marte și Pluto sunt guvernatorii Scorpionului. Am putea spune că mai ales Scorpionii sunt vizați de acest aspect, care nu se simt chiar în apele lor, dar toți vom avea undeva această confruntare planetară între două planete cu un oarecare iz destructiv, să zicem așa, pentru că e vorba de quadratură, ușor agresive amândouă, ușor încăpățânate amândouă, deci poate fi data aceasta de 22, plus minus câteva zile, pentru că aspectul se menține practic toată săptămâna, vom resimți un fel de blocaj pe anumite planuri. Vrem, dar nu putem. Vrem, dar nu se așa cum dorim noi. Vrem, dar ne batem cap în cap cu încăpățânarea altora, cu orgoliul altora, cu personalitatea altora. Mai ales acolo unde sunt personalități puternice în conflict, clar că va ieși cu un dram de luptă. Tata cu fiul, cei foarte tineri și curajoși cu cei mai în vârstă, dar încăpățânați, nou și vechiul, orgolii, încăpățânări, oameni căpoși, oameni care vor musai să o tragă pe-a lor și de aici poate ieși cu animozități, cu dezechilibre, că se uită de diplomație, se uită de bune maniere, se uită de vorbă bună și unii, mai ales cei care își încarcă bateriile așa de încăpățânare și de voință, dar o voință posibil canalizată un pic nepotrivit, că e vorba de o quadratură, se poate lăsa cu tensiuni. Vom mai vorbi despre acest aspect atunci, pe 22 octombrie, deci undeva la horoscopul de vineri, vă invit să vedeți mai multe pe această temă, că e un aspect complicat, dificil și care se formează cam la 2 ani odată de când a intrat Pluto în Capricorn, adică de mult, de peste 12 ani deja, și încă se va mai forma de câteva ori până va ieși Pluto din Capricorn peste câțiva ani. Deci, aspecte de toate felurile, 3 aspecte, o schimbare de zodie, o lună plină, o revenire la normal a 2 planete care mergeau invers, și asta fac din această săptămână o săptămână interesantă. Clar că în această săptămână, vă amintesc de pe acum, vor apărea încetul cu încetul niște horoscoape ale lunii noiembrie deja. Mă hărnicesc și voi începe să filmez câte unul și imediat ce e gata o să-i dau drumul în eter. Foarte posibil să apar cu astrodrama undeva duminică, luni, marți, ceva de genul, dar fiind horoscop săptămânal, vă amintesc că tot ce am zis aici voi relua pe parcursul săptămânii la zilele respective, că de fapt sunt 3 aspecte, cam în fiecare zi o să am câte ceva de spus. De pe acum vă amintesc că am apărut cu niște mici rubrici noi, acele shorts pe care le găsiți pe prima pagină a acestui canal de YouTube, la secțiunea shorts, adică niște mici mesaje pe care vi le ofer pentru... Într-o zi e ceva legat de tarot, în altă zi e ceva legat de dragoste, energia zilei, vedeți-le, descoperiți-le, dacă vă plac, urmăriți-le. Cam asta este perioada aceasta de 18-24 octombrie, nu vine să cred că se mai termină curând o lună și ne apropiem și de final de an. Ceea ce înseamnă că va trebui să mă gândesc deja la horoscopul anului viitor, că și anul viitor se anunță a fi foarte interesant. Dar și finalul acesta de an este foarte interesant, așa că stați pe aproape că se vor schimba foarte multe și în noiembrie și în decembrie, mai ales în decembrie. Clar că vom termina anul apoteotic și cum vor urma evenimente foarte interesante. Dacă nu sunteți printre cei 48,3 mii de abonați, vă invit să o faceți acum, să fiți pe fază atunci când voi apărea cu o grămadă de filme noi legate de noiembrie, decembrie, anul 2022 și cine știe ce idei mai vin până la momentul respectiv. Am în plan și o etalare de tarot, mi-ați cerut-o, Vocea Poporului decide, o voi face, nu știu, probabil undeva pe parcursul acestui final de lună, voi face și o etalare în tarot, ca de obicei despre dragoste, că toată lumea e preocupată de dragoste, dar dacă aveți și alte idei, vă invit să mi le scrieți jos în comentarii și voi ține cont de ele. Deja am o listă de propuneri de la dumneavoastră și pe care încerc să le transform în niște filme, pentru că am văzut că feedback-ul este pozitiv, bineînțeles din partea celor care rezonează și cu acest domeniu din ceea ce fac. Gata, căutați-vă minutul, secunda de unde începe zodia natală sau ascendentă, nu uitați că veți găsi și pe site, pe acvaria.com, foarte multe noutăți pe parcursul săptămânii și mergeți direct acolo pentru horoscopul săptămânii 42. Berbecii clar că sunt în centrul atenției în această săptămână prin luna plină, care are loc în zodia lor. Deci e acel moment din an, singura lună plină din an, care se produce în zodia voastră. Deci e momentul vostru să străluciți, să ieșiți la lumină, să arătați cine sunteți, ce puteți, să încheiați niște capitole din viața voastră, să puneți punct unor planuri la care munciți de ceva vreme, poate de 6 luni, poate mai mult de atât, că luna plină asta este o culegere a roadelor și le culegeți chiar din ograda voastră. Aveți cu ce? De orice natură ar fi ele. E vremea unor rezultate, a unui bilanț, a unui punct dintr-un anumit plan al vieții, să vedeți ce ați realizat, ce ați construit, unde ați ajuns. Dar, bineînțeles, la un final de etapă, la bilanț ies și eforturile depuse, încât voi s-ar putea să resimțiți în această săptămână, mai ales că e Marte al vostru, guvernatorul vostru, implicat în 2 aspecte, unul foarte bun și anume acel trigon cu Jupiter și altul mai puțin bun, adică o quadratură cu Pluto, ca atare veți fi foarte solicitat, sau mai bine zis ați fost foarte solicitat, și e momentul ăla în care ați putea claca, sunteți frânt de oboseală, vi s-au terminat bateriile, epuizat pur și simplu, poate și stresat, poate într-adevăr ați depus o serie de eforturi peste măsură de mari și acum că a venit vremea să vă opriți un pic. Fiind un final de etapă, o lună plină la voi în zodie, plus cele două aspecte care clar că vă vizează, vi se analizează roadele. Ce ați făcut, ce ați investit și ce a ieșit din efortul ăsta. Și veți vedea cât de bine ați depășit o serie de greutăți de pe parcursul ultimelor câteva luni. Poate de pe la începutul anului, poate de la luna nouă din berbec de prin aprilie. Deci e un moment de privit înapoi să vedeți câte ați reușit să faceți și vă dați seama cât de greu a fost, cât de greu a fost și cât de bine v-ați descurcat, cât de greu a fost și cât de ușor ați dus la îndeplinire lucrurile astea. Deci e un sentiment de, da, de oboseală, sunteți terminat fizic, psihic, mental, din toate punctele de vedere, dar și satisfacția poate fi mare, că nu degeaba este o lună plină la voi în zodie, e o notă bună pe care o luați de la viață, de la univers, dar pentru că ați tras din greu tot timpul ăsta, nu e nimic pe tavă și acum, la final de efort, vi se recunoaște valoarea, vi se recunoaște contribuția, da, vi se spune bravo, ai tras din greu și aveți tendința, culmea, să spuneți că a fost ușor la urma urmei. Nu înseamnă că nu vreți să vă lăudați cât de grozav ați fost, cât de greu a fost, că altădată poate aveți tendința asta să scoateți și greutățile, complicațiile prin care ați trecut. E acum că le-ați depășit cu brio, sunteți mândru de ce ați realizat și nu scoateți în evidență hopurile, problemele, eșecurile pe care le-ați avut în tot acest timp până ați ajuns aici, ci dimpotrivă aveți tendința și bine faceți să spuneți, dar a fost ușor, m-am descurcat, pentru că v-ați descurcat. Că dacă nu v-ați fi descurcat, atunci poate ați fi găsit scuze. Nu am putut pentru că a fost greu, nu am putut pentru că m-am poticnit la tot pasul. Depășind toate aceste greutăți cu brio, acum aveți toate motivele să vă lăudați, mândru de voi, orgoliul vostru crește foarte mult, mai ales datorită acestui trigon minunat de pe 19 dintre Marte și Jupiter. Străluciți pur și simplu, lumea vorbește despre voi, vă simțiți luat în seamă de toată lumea, se scrie despre voi, se aud vești, mă rog, vorbe minunate la adresa voastră de la lume adunate și asta vă stimulează fantastic, vă motivează să continuați ce ați început. Dacă tot a fost atât de ușor, s-ar putea să vă mai alegeți, pentru că o lună plină, deși e moment de final, pe semne că voi deja vă gândiți la următoarea provocare și deja vă gândiți, bun, dacă am ajuns aici, greu, cum o fi fost, dar m-am descurcat, înseamnă că eu pot și mai mult de atât. Și asta vă motivează și asta vă ridică ștacheta. Totul e să nu exagerați, că această quadratură pe care Marte o va face cu Pluto la un moment dat vă poate ridica prea mult ștacheta la un moment dat. S-ar putea să vă luați pe umeri, da, încă o provocare, încă o sarcină, dar poate momentan mult prea mare pentru puterile voastre. Taurii au parte de această lună plină într-un sector care vă face să vă frământați foarte tare, dar nu la modul că vă sperie sau nu. E vorba de o reconfigurare a unui traseu din viața voastră, dar înainte de a lua o decizie, și foarte bine că se termină și retrogradarea și a lui Mercur și a lui Jupiter, slavă Domnului, începe și voi să priviți înainte și nu numai înapoi. Ceea ce vă marchează pe voi foarte tare este nevoia de a vă detașa de o serie de îndrumări care până mai ieri erau foarte contradictorii. Cineva vă spunea să o luați încolo, altcineva încolo, voi vroiați încolo, erați total derutat. Luna plină într-un sector al derutării, al confuziei, vă ajută să vă clarificați direcția și să porniți în direcția aia. Dacă tot se limpezesc apele la drum, primiți din mai multe direcții alte sfaturi decât cele foarte diferite pe care le-ați avut înainte, că erați în ceață total. Și poate și prin simplu fapt că stați o vreme cumva în planul 2, nu sunt evenimente foarte marcante pentru voi. Este acea lună, într-adevăr, luna care se întâlnește cu Uranus la voi în zodie, poate și aceasta are acest rol. Să clarificați care din câte direcții aveți voi la dispoziție este cea mai bună și care poate să însemne orice, o schimbare de direcție în plan profesional, o schimbare de direcție în plan sentimental. Voi simțiți nevoia să porniți în pe altă cale. Și acum încep să se concentreze toate sfaturile bune spre un singur scop. Că v-am spus că până acum toate duceau, era așa ca la o intersecție, dar nu știați încotro să o luați. Aveți un sens giratoriu cu 10 ieșiri și toate duceau în altă direcție. Și toată lumea vă spunea, iau pe acolo, ba nu, iau pe acolo, ba nu, iau pe acolo. Era de rută totală. Acum vă propuneți această scurtă detașare, stați un pic pe margine, poate luați un fel de pauză, de vacanță, de repaus, nu mai sunteți atât de implicat și de acolo, din interiorul vostru, vine îndrumarea cea bună. Și dacă tot se clarifică direcția, ori la luna plină de pe 20, ori poate la conjuncția de pe 21-22, ori poate la intrarea soarelui în Scorpion pe 23, deci aveți câteva zile la dispoziție, știți unde e mai bine. Dar nu ați fi văzut această ieșire din sensul giratoriu dacă erați super stresat, super implicat, prea tras în toate direcțiile. Tocmai că intrați probabil în câteva zile de vagă detașare, un fel de retragere în sinea voastră. Alegeți din câte sunt la dispoziție ce vi se potrivește cel mai bine, porniți în direcția aia, va avea roadele cele mai bune și vă concentrați după aceea toate forțele în direcția aceea. Dar aveați nevoie de această confirmare, cred că e o confirmare, poate și voi simțeați că mai parcă aș merge în direcția asta, jobul ăsta e bun sau relația asta e bună, deși alții îmi spun că nu e bun, că uite cealaltă direcție e bună. E, de aici confuzia pentru voi. Dar, iată, luna plină din Berbec, luna în conjuncție cu Uranus la voi în zodie, vă oferă acea garanție. Uite, știi ce? Vrei să faci lucrul ăsta? Asta e calea. Și mergi pe calea aceasta. Pentru gemeni e o perioadă tot așa de culegerea roadelor, fără doar și poate, că ce înseamnă o lună plină dacă nu un moment în care intrăm în ogradă și vedem cât de plini sunt merii noștri și începem să culegem. Și sunteți mulțumit de rezultate, de roade. E o perioadă de succes, de victorie pe alături. Roadele se văd. Dar vă dați seama că n-ați fi ajuns la aceste roade dacă pe parcursul ultimelor câteva luni, de când tot trageți într-o anumită direcție, nu v-ați fi bazat pe ajutorul altora. Ați avut în preajmă tovarăși buni, colaboratori buni, familie alături, prieteni și care, într-un fel sau altul, v-au susținut în roadele astea de acum. Poate chiar a fost o muncă de echipă, de grup acolo și iată, acum ați muncit împreună, tot împreună culegeți recolta și tot împreună o să vă bucurați de roade. Deci a venit vremea să vă uniți din nou mai mulți la oaltă și să vedeți unde ați ajuns. Foarte bun momentul. Inclusiv acest trigon dintre Marte din Balanță și Jupiter în Vărsători e acel sentiment de plenitudine și nu l-ați mai avut de multă vreme, de totală mulțumire, satisfacție, încredere. Dar încrederea, sau mai bine zis satisfacția, vine din colaborarea cu ceilalți. Poate n-ați fi ajuns aici de unul singur, poate n-ați fi ajuns aici dacă nu primeați din toate direcțiile instrumente, ajutoare, resurse de la restul lumii. Și ca atare, pe semne că A venit și vremea recunoștinței, a venit și vremea mulțumirilor și vremea de a împărți roadele cu alții. Dar și satisfacția voastră e mare. Că vin aprecieri, vin aplauze de la restul lumii pentru ceea ce ați realizat. Poate fi un moment de optimism, de entuziasm, cu multă bucurie priviți către viitor. Vă implicați în acțiuni noi, clar, intrarea soarelui în Scorpion pe voi vă trimite la treabă, ce să mai vorbim, să vă apucați de o activitate nouă, dar vă apucați de această activitate nouă, luând succesul de la activitatea care, iată, ajunge acum la apogeu, la final, la rezultate. Practic, luați succesul A și îl virați în planul B și va ieși și acesta de succes. O continuare a unei reușite, o etapă a doua a unei reușite, un nivel următor, superior față de cel tocmai atins. Nu v-ați oprit și mâncați din mere, ci merele astea deja vă gândiți cum să le dați plus valoare, cum să le dați alt rol, să le transformați în plăcintă, să le transformați în suc. Deci nu luați mărul și îl dați iama. Cum să-l faceți mărul din ograda asta, din livada asta pe care o culegeți, să fie și mai grozav, și mai bun de atât. Și de asta treceți la nivelul următor cu multă încredere, cu optimism, cu un tonus foarte bun. Sunteți foarte susținuți de planetele acestea, de Jupiter din Vărsători, de Marte din Balanță și mai sunt și alte planete încă în Balanță. Deci primiți de acolo foarte multă energie pozitivă să vă extindeți orizontul, să vă duceți mai departe de atât, că puteți mai departe de atât și cine știe dacă nu noua sarcină pe care vi-o asumați acum, pe orice plan al vieții, la urma urmei, nu vă propulsează și mai sus. Pentru Raci este un moment de limpezire a minții, pentru că, în primul rând, luna plină în Berbec e de ajutor pentru voi. Se întâmplă această axă dintre soare și lună, cu soarele la voi în casa a patra, nu la voi în zodie, la voi în casa a patra, care vă reprezintă, și cu luna într-un sector al succesului, al realizării. Și se poate vorbi de o înțelegere a unor planuri care până acum au fost foarte ascunse, camuflate. Erați într-o zonă în care erați un pic confuz, nu prea vedeați o realitate așa cum trebuie. E luna plină ce este decât un bec care se aprinde pe un anumit plan al vieții și spuneți, a, uite asta era, înțelegeți, acceptați, deschideți brațele și spuneți, da, asta e situația. Vă dă apă la moară pentru un nivel următor, prindeți un curaj, pentru că o lună plină într-un sector al curajului vă spune, hai, acum e momentul, culegând niște roade bune, după cine știe cât timp de efort, aveți și voi curajul să vă arătați la justa valoare. S-a terminat cu frica, s-a terminat cu timiditatea, s-a terminat cu statul în banca voastră și vreți să vă exprimați. Aveți ceva de spus. E momentul vostru de ieșire la rampă, de ieșire la lumină, de ieșire din culise. Ca atare poate fi un moment bun de afirmare, de a vă remarca, a vă evidenția într-un anumit plan, în care până mai ieri stăteați cu minte, vă era poate frică să vă manifestați, erau alții, poate mai buni decât voi, nu arătați justa voastră imagine, valoare, poate erați așa un pic, purtați o mască, să nu se vadă că sunteți fragili, că sunteți, era ceva acolo care încercați voi să ascundeți, dar acum nu mai trebuie ascuns. Lumina cade peste cel care sunteți, peste valoarea voastră și trebuie să rupeți toate blocajele de până mai ieri. Și dacă tot reușiți să vă remarcați, odată cu această lună plină de pe 20, probabil luați un pic taurul de coarne și vă aruncați într-o direcție nouă. într-o direcție nouă pe care o așteptați de ceva vreme și pe care v-a fost frică să o arătați. Să nu fiți criticați, să nu fiți judecați, să nu fiți rău interpretați, să nu știu, ați avut voi niște rezerve mari. Dar e momentul în care dați cortina la o parte. Voi erați după cortină, temător, cum o să mă descurc, să zic, să nu zic, să fac, să nu fac. Erați într-o zonă de zbucium major și acum ziceți gata. Dacă nu acum, când e luna plină într-un sector al succesului, atunci când? Și dați la o parte cortina și vă spuneți cu mult curaj rolul ca să arătați lumii o imagine pe care n-ați arătat-o înainte. Cine știe de câtă vreme așteptați momentul ăsta să arătați. Uite, eu pot, eu sunt ceea ce sunt. Că până mai ieri n-ați avut curajul să demonstrați asta. Leu are un moment de eliberare, așa, de o lună plină, mă rog, o lună în berbec, clar că vă susține. În general, zodiile de foc sunt susținute. Susținute să iasă din blocaj. Acolo unde vă simțeați voi mai ținut pe loc, mai închis. Ceva de genul că ați stat o vreme într-o cutie. Dar voi simțeați că puteți mai mult decât cutia asta. Asta face luna plină, vă dă inspirație, vă dă curaj, vă dă idei, vă dă căi de eliberare, de evoluție și vă îndeamnă să vă manifestați liber, să rupeți lanțurile alea, să erați sufocați într-o zonă în care ori aveați competitori, alții la fel de buni și orgoliul vostru clar că dorea să arate, să exprime, să se afirme, dar nu erați lăsat. Nu erați lăsat de alții sau de niște împrejurări cumva defavorabile. Ceva de genul, nu-i momentul, nu ești pregătit, nu aveați toate resursele pentru că acel lucru să se întâmple, dar acum se naște în voi un curaj nebun de a ieși la rampă și a spune lucruri pe care nu le-a spus înainte. Ei, și s-ar putea să spuneți niște lucruri care să uimească, viziuni foarte noi asupra lucrurilor de până mai ieri ținute așa la foc mic. Nu mai e foc mic, e dita mai vâlvătaia pentru voi. Sunteți un mic revoluționar, un rebel, un militant, un curajos, un erou, un Prometeu care face lucruri nemai făcute înainte. Deschideți drumuri și poate voi sunteți un exemplu bun de eliberare, un fel de, nici nu știu, dați-mi un militant din asta pentru libertate. Sunteți curajosul care deschide poarta și spune și altora, fugiți, eliberați-vă, duceți-vă unde vedeți cu ochii. Ori e momentul ăsta de ieșire dintr-o zonă de stagnare, de pasivitate. Ați stat o vreme. Asta e bun, nu sunt întrunite condițiile. Aștept, ce am să fac? E, până acum, când ziceți trebuie să spun ce gândesc, trebuie să fac ce n-am făcut, trebuie să deschid o cale și pentru alții, poate sunteți exemplu pentru unii, model de urmat, pentru curaj, pentru idei vizionare diferite decât restul lumii și vă simțiți dintr-o dată, probabil datorită acestei luni pline, simțiți dintr-o dată că lumea e mai largă. Până mai ieri erați ținut în cutia aia de care ziceam. E, dintr-o dată, wow, ce orizonturi largi. Asta înseamnă extinderea orizonturilor prin cunoaștere, prin călătorii. Erați ținut într-o zonă, dar dintr-o dată se deschid granițele. Ieșiți dintr-o relație sufocantă, ieșiți dintr-un job solicitant, vremea eliberării. Dar vi se cere curaj, nu vi se dă pe tavă. Dar se reașează viața voastră pe un cu totul alt făgaș și vă veți mândri cu acest tupeu nebun, un tupeu nebun de a ieși din zona de pasivitate, așteptare sau unde ați fost ținut cu forța de niște condiții defavorabile. Fecioarele nu au cea mai minunată perioadă. Luna aceasta plină pentru voi este într-un sector al tumultului interior și pentru voi s-ar putea să fie un final. Deși luna plină e un moment de succes, de roade, de rezultate. Rezultatul la voi este un punct. Dar de fapt acest punct pe care voi urmează să îl puneți la un moment dat într-un anumit plan al vieții închide o etapă care a fost destul de plină, de aventuroasă, de palpitantă. Dar vă dați seama, sau mă rog, viața vă pune într-o situație în care vă vine ideea că cea mai bună idee este să încheiați aici, lăsați baltă lucrul ăla, ca să porniți în altă direcție. Un final, de fapt, este un nou început. Moartea unui plan este nașterea altui plan în altă direcție. Ceva pică pentru a ridica totul de la zero. Cam asta faceți voi acum. Gata de o nouă provocare, de o schimbare majoră. Dar n-ați ajunge la această schimbare dacă n-ar fi blocajul acela. Că altfel ați duce mai departe acea aventură deja în derulare. Dar pentru că n-a ieșit pe semne așa cum v-ați dorit sau diverse condiții au fost defavorabile reușitei, ajungeți la concluzia că planul ăla mai bine moare aici, curăț terenul și încep în altă direcție. Ieșiți dintr-o relație, ieșiți dintr-un job, dintr-o activitate, dintr-o afacere, din ceva care simțeați voi de multă vreme că nu mai funcționează așa cum trebuie. E obositoare, e sufocantă, e mâncătoare de resurse, e debusolată și vă dați seama ce să fac, să o cârpesc pe aici pe acolo, să încerc să o repar sau o las baltă aici, moartă, în păpușoi și mă gândesc la altceva. Și pe semne că asta faceți acum. Vă concentrați toată atenția către altceva mult mai interesant. Poate nici nu a murit bine planul 1, că voi deja aveți planul 2 în vizor și îi dați drumul. Da, e o renaștere, e un restart, dar restartul ăsta n-ar avea loc dacă altceva n-ar eșua. O relație a eșuat, vă gândiți la alta. Un job s-a încheiat și poate nu în cele mai bune condiții, vă gândiți la altă cale de mers și probabil aveați nevoie de această zguduitură zdravănă. E o surpriză, e un incident neplăcut pe aici, pe acolo. Hai să zicem, poate chiar un insucces pe alocuri, dar fără acest insucces n-ați fi avut curajul nebun pentru unii și ceea ce nu prea stă în caracterul unei fecioare. Voi nu vă aruncați așa cu capul înainte, vă dă vânt la pupa să vă apucați de ceva complet nou, tocmai pentru că prima variantă pare eșuată. Pentru balanțe, clar că sunteți în centrul atenției, pentru că este luna plină care vă reprezintă, adică soarele la voi în zodie cu luna în punctul diametral opus. Acum puteți vedea eventual niște roade ale lunii noi de acum 2 săptămâni, din când a avut loc luna nouă în balanță, sau nu neapărat, pentru ultimele 2 săptămâni, poate și ultimele 6 luni, așa cum ziceam. Și e un moment de evaluare a unui plan care pe semne că a început, cum am spus, nu de mult. Dar evaluarea asta care vine are rolul de a mai adăuga niște detalii la ceea ce ați început atunci. Mai vin niște informații în plus, mai ales nu uitați, mai încep niște planete să meargă direct, printre care una chiar la voi în zodie. Mercur de la voi din balanță în sfârșit merge înainte și la fel și Jupiter, care este într-o poziție care vă favorizează, învărsător. Deci vedeți și voi că în sfârșit niște lucruri încep să se mai miște într-o direcție bună. Dar ceea ce vă bucură pe voi, cred că ăsta e sentimentul de bucurie, e că vă simțiți în siguranță. Simțiți un fel de protecție, parcă e o protecție divină așa care planează peste voi, parcă cineva vă mângâie. inclusiv trigonul acela minunat dintre Marte de la voi din Zodie cu Jupiter din Vărsător, tot așa un cuiz protector este. Parcă vin către voi instrumente, daruri, oameni de care aveți nevoie, oameni care vă ocrotesc, vă ajută, vă îndrumă, vă stimulează. Da, e o perioadă stimulativă pentru voi. Hai că poți, hai că sunt lângă tine, te susțin, te ridic, te îndrum, te inspir. Aveți în preajmă oameni care vă dau multă energie. Marte acesta primește multă energie. Bun, că pe alocuri Marte va avea și acele confruntări nu tocmai favorabile, de exemplu cu Pluto din Capricorn, da, poate fi și o luptă de orgolii acolo, de încăpățânări, că aveți și voi voința voastră și vă mai certați cu unii, mai ales cu unii din alte generații, cu părinții, cu profesorii, cu șefii mai bătrâni, de exemplu, dacă voi sunteți cel tânăr. Pot veni și astfel de confruntări, care are dreptate. Dar ceea ce simțiți voi este acest sentiment de protecție. Parcă cineva mai presus de voi, o putere supranaturală, hai să zicem universul, destinul, Dumnezeu, acea autoritate deplină pe care o priviți cu mult respect, parcă vă mângâie în tot acest timp. Vă simțiți susținut, ridicat, poate chiar treceți prin niște momente dificile și parcă cineva vă ridică de acolo, parcă vă ridică la fileu cineva. E un sentiment că chiar și atunci când e mai greu, când nu puteți, când vă confruntați cu propriile voastre neputințe sau limite, ceva se rezolvă așa ca prin farmec. N-aș zice că e noroc. E și un noroc acolo, ce să mai vorbim, este Jupiter într-un sector al norocului pentru voi. Dar poate norocul la voi ține de oameni. Oamenii care vă apar în cale, oamenii care vă deschid uși, oamenii care vă dau idei, vă inspiră, vă țin pe brațe, vă ocrotesc, vă protejează, vă iubesc. Multă iubire vine către voi. Iubirea poate fi sub orice formă. Nu neapărat iubire între el și ea. Iubirea celor dragi, iubirea familiei, iubirea lumii, societății, către voi îndreptată. Și bineînțeles și voi la rândul vă aveți aceeași iubire către cei care au nevoie de ea. Despre voi, Scorpion, spuneam la început că ați putea fi vizați, mai ales de acel aspect în care Marte și Pluto, cei doi guvernatori ai voștri, se cam bat. Practic, cei doi stăpâni ai voștri se încăpățânează și fiecare o trage pe a lui. Și lucrul ăsta generează un sentiment ciudat pentru voi. S-ar putea să nu vă simțiți bine în apele voastre, s-ar putea să fiți foarte, poate ușor agresiv, ușor încăpățânat, ușor reticent, temător pe alocuri. Aveți impresia așa că parcă toată lumea are ceva cu voi, dar nimeni n-are cu voi nimic, ci e doar această luptă între cei doi părinți zodiacali ai voștri. E când mama și tata, hai să vorbim pe jleau, adică Marte și Pluto se ceartă, nu e liniște în casă și voi sunteți în casa aia. Sunteți la mijloc, sunteți, unul vă trage într-o parte, altul vă trage în altă parte și voi nu știți ce să faceți. Sunt niște aspecte acolo care vă tulbură foarte tare. Este această combinație de lună plină, mă rog, cu planete în balanță, care sunt într-un sector emoțional foarte puternic, plus Pluto-Marte, e un pic de vânzoleală acolo care vă vizează. Intrarea soarelui la voi în zodie iarăși vă activează foarte tare, e ciudată trecerea asta din balanță în Scorpion. Da, pentru voi e o schimbare de registru, de aer, de polaritate, dar care vă, în cele din urmă, dacă reușiți să țineți sub control această vagă furtună care trece prin calea voastră, de fapt furtuna asta s-ar putea să fie binefăcătoare la urma urmei. Vă dă idei, creativitate, inspirație, să vă aruncați într-o provocare nouă a vieții, într-o competiție, într-o luptă, da, și luptă de putere, de orgolii, de supremație acolo. E foarte posibil și lucrul ăsta. Și din această confruntare, care poate fi și agresivă pe alocuri, vă arătați valoarea, că e clar că începe perioada aia din an în care voi străluciți, ce să mai vorbim, ca atare la mulți ani începe soarele să vă activeze foarte mult de pe 23 încolo, aveți o lună la dispoziție să străluciți și ceea ce vă dă acest soare este încredere în valoarea voastră, în talentele voastre, în ceea ce sunteți și să nu vă temeți de nicio confruntare și de nicio provocare, că da, vor fi tensiuni acolo, relații mai dificile, adversități, piedici, ceva vă trage într-o parte, ceva vă trage în altă parte, dar cu cât e mai mare confruntarea și opoziția, cu atât parcă se naște mai tare în voi o energie de aia de luptător, de trebuie să arăt ce pot, voință multă, încăpățânare, că nu uitați Marte și cu Pluto naște și multă încăpățânare. Bun, poate fi și o încăpățânare negativă, destructivă, musai cum vreți voi și o țineți până în pânzele albe, ceea ce naște adversități, dar și o încăpățânare din aia benefică sau creativă, să iasă ceva constructivă din asta. Nu vă lăsați până nu vă arătați valoarea, până nu vă puneți pe voi în prim plan. Și cu siguranță de pe 23 încolo este vremea voastră să străluciți, să câștigați respectul, să vă clarificați poziția, să vă clarificați poziția de lider. Din competiție nu puteți ieși decât învingător, dar știți cum este o competiție, se selectează primele 3 locuri, da, asta faceți voi acum, veți fi selectat de un anumit concurs de împrejurări, să fiți de top pe un anumit plan al vieții. Veți reuși să vă remarcați, să fiți printre cei mai buni, primii, în timp ce alții, fiți siguri de asta, mai ales că sunteți acolo în vârf, în anumite puncte de vedere sau în plutonul fruntaș, clar că apar rivalii, apar cei care vă trag înapoi, cei care vă pun piedică, tocmai pentru că e vremea voastră să străluciți și unii abia așteaptă să vă submineze poziția, autoritatea, supremația. Reușita voastră sau, mă rog, șansa asta voastră de a vă delimita de restul lumii, de sunteți în plutonul fruntaș, cum am spus, printre primii, clar că generează încercarea unora de a vă trage înapoi printre cei din spate, să vă depășească, să vă dea jos de pe piedestal, să nu vă recunoască valoarea, dar tocmai asta pe voi vă motivează și mai tare și cu mai multă ambiție luptați pentru supremație. Săgetătorii au parte de un ajutor pe care multă vreme nici nu l-ați mai sperat a fi posibil. Cineva, mai bine zis, sau ceva, v-a promis cândva că am să te ajut să. Și acest am să te ajut să era ceva de care voi v-ați legat foarte tare, visele, speranțele, o promisiune, un angajament al cuiva. Și v-a cam dezamăgit acel cineva. Și tot a căutat scuze și când aveați nevoie de el era de negăsit și voi stăteați așa cu ochii la orizont, mă ajută sau nu mă ajută, vine sau nu vine, se ține de cuvânt sau nu se ține de cuvânt. Și nu prea dădea semne această persoană. Luna plină, acum din Berbec, vă pune în fața unei schimbări de direcție. Nu vă mai uitați la cel care a promis cândva, că între timp clar că v-a dezamăgit, clar că v-a lăsat cu ochii în soare și voi tot acolo priviți. Pentru că ajutorul vine din altă parte, de la cine nici nu vă așteptați. Pe principiu, așteptați iubire dintr-o direcție și v-ați setat toată atenția acolo și sunteți un pic întristat, bosunflat, mâhnit, dezamăgit că de acolo nu mai vine nimic, când iubirea e pe altă stradă. Totul e să vă configurați voi traseul, să treceți pe strada aia. Și asta face luna plină. Vă arată, uite, mai este o stradă pe acolo, ce-ar fi să o iei și pe acolo, că cine știe ce te așteaptă. Deci lucrul ăla pe care voi până mai ieri nu-l luați în seamă oferă ceva foarte bun. Un nou început, o șansă, un sprijin, un ajutor o energie nouă, un chef nou, o altă cale spre succes. Totul e să vreți să o vedeți, pentru că setat în direcția aia și numai de acolo așteptând, e un gram de încăpățânare și pentru voi. Deci numai de acolo așteptând, s-ar putea să așteptați în zadar de acolo. Să vă pierdeți șansa care e pe strada cealaltă. De aceea voi trebuie să stați așa cu ochii la orizont, la toate informațiile, sfaturile, ideile care vin de pe la prieteni, de prin presă sau de prin propria voastră inspirație. Tot ce se întâmplă acolo în vărsător, balanță, pentru voi este o inspirație. Și vedeți că apare strada aia. La un moment dat vedeți ieșirea de pe autostradă, pe strada aia care duce unde trebuie, la noroc, la succes, la reușită, dar s-ar putea să o ratați dacă nu profitați de avertismente, de semnele care apar din timp. Poate cineva vă îndrumă, poate cineva vă sfătuiește, poate cineva vă susține în direcția asta. Nu te mai uita în direcția aia să aștepți minunea, că nu vine. Ea încearcă și altă cale. Și asta faceți în această săptămână, vă aruncați în brațele acestei ocazii, șanse, acestui noroc, și vă dați seama cât timp ați pierdut rătăcind pe drumuri lăturalnice sau care nu duceau acolo unde sperați voi, când, uite, calea asta e mult mai bine susținută, e mai aducătoare de succes decât toate celelalte pe care nu vi le-ați permis înainte. Capricornul este direct implicat în acea quadratură din această săptămână, quadratura dintre Pluto de la voi din Zodie și Marte din Balanță. Și voi o simțiți un pic ca pe un blocaj în plan profesional pe semne. Ați așteptat ceva foarte important în plan profesional și pe semne că acum, în această săptămână, aveți viziunea, ieșirea, mai bine zis, din acest blocaj. Apare inspirația. Și vă dați seama că v-ați setat pe ceva, prea v-ați setat, a devenit idee fixă, a devenit obsesie pe alocuri și vreți musai din direcția aia, când poate nu încrâncenarea asta e cea mai bună soluție. Sunteți foarte fixat. V-ați agățat cu ghearele de lucru acela. E un succes, e o realizare, e un vis pentru voi să obțineți lucrul ăla cu orice preț. Dar vă dați seama în această săptămână că orice preț probabil e prea mare de plătit și nu chiar merită orice preț. Nu trebuie să faceți chiar orice pentru lucrul ăla. Și poate nici nu merită. Și de-aia veți primi foarte multă susținere, ajutor, sfaturi de la cei din jur, un fel de exemple demne de urmat, de la cei din jur care asta vă atrag atenția, că n-are rost încrâncenarea. Ce atâta nebunie! Că poate există o cale mai ușoară, poate există altceva mai bun pentru voi. Și ce sunteți voi îndemnați în această săptămână este să vă desprindeți cu ghearele de lucrul ăla de care v-ați atașat prea tare. E un atașament dus la fixism, la obsesie, la toxicitate. O relație pe care nu puteți abandona, o poziție pe care nu vreți să o pierdeți, o stabilitate într-un anumit plan al vieții și vă țineți de acel lucru cu ghearele, când nu asta e soluția. Nu a vă ține cu ghearele, nu fixismul rezolvă problema. Nu încăpățânarea, nu cramponarea, ci dimpotrivă, adaptarea. Lăsați-vă dus pe principiu fie ce-o fi, sau cum e mai bine pentru mine așa să se întâmple și nu așa cum vreau eu, musai. Că poate nu e calea cea mai bună. E cramponarea aia de propria voastră voință. Aveți impresia că a voastră, ideea aia e cea mai tare, cea mai bună. Și numai pe aia țineți. și poate chiar ați reușit să îi convingeți și pe alții că așa este. Dar acum, un pic detașat de încrâncenarea asta, vă dați seama că nu merită fixismul, obsesia, toxicitatea. Și mult mai bine este să dați drumul la control, la frâie. Știți cum este atunci când mergeți printr-o zonă cu mari turbulențe, nu în aer, ci pe apă. O zonă de aia în care merge caiacul vostru și încercați să, mă rog, imaginați-vă, încercați să vâsliți în zona aia cu turbulențe și vă învârte, ca la rafting, vă învârte pe toate fețele și vă spune îndrumătorul acestui caiac, știi, acolo unde începe barca ta să o ia razna, las-o să se ducă, să treacă de zona de turbulențe. Adică renunță la control, renunță la încrâncenare, nu încerca tu să dai direcție, viteză embarcațiunii, ci lasă apa să te ducă acolo unde e mai bine. Și asta faceți voi acum. Vă lăsați un pic dus de val, de viață, de sens, ca să treceți de zona asta de turbulențe și pe urmă să vă dați seama că apa, mă rog, cursul v-a adus acolo unde era mai bine, nu unde vroiați voi musai. Încăpățânarea, încrâncenarea, fixismul, obsesia, voința prea mare, nu-i musai să fie și cea mai potrivită pentru voi. Vărsătorii sunt foarte în centrul atenției și ei, pentru că cel puțin acel aspect minunat dintre Jupiter de la voi din Zodie și Marte din Balanță, un trigon care nu s-a mai produs de multă vreme, voi sunteți într-o perioadă cu multe aspecte rarisime, unele care nu au mai avut loc de 28 de ani, altele de 12 ani. E, și acest aspect cu Marte este de pe 19, dar se resimte toată săptămâna, e un vis împlinit pentru voi din multe puncte de vedere. E un moment în care vi se oferă un suflu nou în viață, pe o cale, pe un anumit plan al vieții. Simțiți că parcă merg lucrurile, în sfârșit merg lucrurile într-o direcție așa cum v-a dorit. Optimism, entuziasm, stare de bine, așteptări frumoase, vise, planuri, planificare și care prind un ritm foarte accelerat. Că Marte și Jupiter sunt planete energice, energetice, mai bine zis. Simțiți așa că intrați de la un anumit ritm al vieții care mergea la viteza a treia, hai să nu zicem mai puțin, și de acum intrați pe viteza turbo dintr-o dată. Parcă încep toate să se miște mult mai repede către împlinirea viselor voastre. Poate chiar un plan, un vis, un scop pe care vi l-ați propus cândva și care se vede așa la orizont, ajungeți mult mai repede acolo, se împlinește mai repede, cu alte cuvinte, planul, visul acela. De parcă prindeți un avion, așa, în loc să mergeți cu trenul, nimeriți într-un avion supersonic și ajungeți mult mai repede la destinație, la scopul acela pe care îl vedeați undeva departe, cândva. Deci lucrurile pot căpăta viteză, ritm, energie, rapiditate către ceea ce v-ați dorit, poate chiar prea mare rapiditate, parcă vă și sperie, wow, așa de repede, parcă nici nu-s pregătit, parcă nici nu știu ce să fac într-o astfel de situație, spuneți. Deci e un moment excelent de evoluție, de înaintare, de progres, de sărire peste niște etape, de împlinirea unor vise, că nici nu credeați că mai sunt posibile visele alea. Vi se oferă variante, opțiuni. Până mai ieri aveați o singură variantă de ceva, de iubire, de exemplu, și acum aveți 3 la dispoziție. Până mai ieri n-aveați niciun job și acum sunteți chemat la 3 interviuri. Sunt niște exemple. Deci lucruri care până mai ieri erau simple iluzii de viitor, acum vântul ăsta vă duce direct la zona aia în care se pot întâmpla lucrurile. Bineînțeles, depinde și de voi, de implicarea voastră, de energia voastră, nu vi se dau pe tavă, nu e chestiune de noroc acolo, ci e chestiune de implicare, de asumare, să faceți ceva, să decideți ceva, să spuneți ce trebuie spus, să vă puneți în valoare calitățile și personalitatea. Deci pot fi provocări, clar că se deschid niște uși acolo în care voi trebuie să demonstrați cât de bun sunteți, dar aveți cu ce. Și în primul rând vă ajută foarte mult o energie pozitivă, așa parcă voi sunteți, de câteva zile se întâmplă asta, sunteți încărcați de o lumină nouă, de o energie care se vede de la o poștă că vă ajută, vă susține, vă propulsează, așa cum ziceam, mult mai repede către succes. Și am ajuns și la pești, care vor fi susținuți de intrarea soarelui în Scorpion. Bineînțeles, o altă zodie de apă întotdeauna ajută altă zodie de apă, deci sunteți printre cei favorizați. Dar foarte posibil, mai ales că are loc și o lună plină acolo în Berbec, poate ce simțiți voi acum este un fel de recăpătare a încrederii în propria persoană. Ori în propria persoană, ori în propriile talente, propria valoare. Că pe undeva, ori a existat un mic hop care nu v-a pus în cea mai bună lumină, ori n-ați ajuns încă acolo unde v-ați propus. Era ceva încă foarte îndepărtat. Și nu mai aveți încredere că acel lucru îndepărtat se mai poate întâmpla. Se reconfigurează un pic lucrurile. Luna plină de săptămâna asta vă ajută să o luați pe altă cale, vă oferă niște variante, niște ieșiri din acest blocaj și variantele astea vă ajută să vă recăpătați încrederea, așa cum ziceam, în voi, în cine sunteți. Pe undeva aveați dubii asupra voastră, vă găseați toate defectele, nu erați mulțumit de cum vă descurcați, cum sunteți privit, cum sunteți tratat, cum sunteți plătit, cum sunteți judecat de restul lumii și asta vă făcea poate chiar și pe voi să vă găsiți toate defectele. Ori ceea ce se întâmplă în această săptămână e un fel de dar care vi se oferă și darul ăsta e așa abundent, poate se numără în bani, poate se numără în apreciere, în laude, în felicitări, în lucruri minunate care vă amintesc cât de minunați sunteți voi la urma urmei, cât de buni sunteți voi. Și parcă începeți și voi așa să vă priviți într-o oglindă cu apreciere, să vă iubiți mai mult pe voi, să vă lăudați acolo unde e cazul. Ieșiți dintr-o zonă de anonimat, dintr-o zonă de frică de a vă arăta valoarea, începeți să vă exprimați punctul de vedere. Este și revenirea acestor planete la mers direct, vă ajută și ele, bineînțeles. E sentimentul ăla că încep lucrurile să meargă. Până mai ieri erau ținute pe loc și se mișcă rotițele unui angrenaj în care ați fost o vreme ținut pe loc și asta nu vă inspira încredere în voi, în ceea ce v-ați propus să faceți de acum înainte. Era un impas, un hop. Dar merg lucrurile, reîncep lucrurile, poate fi un restart, poate fi un... În sfârșit lucrurile merg înainte și nu tot înapoi sau, mă rog, stăteau pe loc. Și vă redescoperiți pe voi, valoarea voastră, puterea voastră, ce știți să faceți, ce puteți să faceți. Că până mai ieri spuneați nu pot. Nu pot sau nu se poate, că nu erau întrunite niște condiții necesare evoluției. Acum sunt din nou întrunite toate aceste condiții. Poate și pentru că se încheie o etapă și luna plină este o încheiere de etapă și finalul zodiei Balanței este soarele de acolo, este un final de etapă și finalul de retrogradare este tot un final de etapă. Se încheie o grămadă de capitole în viața voastră și odată cu încheierea începe altceva mult mai bun. Ceva renaște, ceva reîncepe, ceva redeschideți. Alt drum și care are șansele să vă schimbe de fapt părerea de sine, părerea altora asupra voastră. Sunteți privit într-o lumină nouă și practic ieșiți la lumină. Asta este săptămâna 18-24, foarte interesantă din multe puncte de vedere. Ne vom vedea la fiecare horoscop zilnic și stați pe aproape cu tot ce urmează să apară pe parcursul săptămânii. O săptămână de schimbări benefice vă doresc!